Un meci greu, două echipe care erau disperate și care aveau nevoie de absolut de o victorie. Vă dați seama ce însemna o înconfrângere aici la Chindia, deci ar fi rămas pe ultimul loc și celelalte s-ar fi distanțat de noi. Eu cred că o victorie meritată, muncită, dusă cu inteligență, ținând cont de căldură, de marea căldură care a fost la disputarea meciului. Un ochi plânge, unul râde. Un ochi sau amândoi ochi plâng pentru că astăzi Ionuț Popa a plecat dintre noi. Un mare om, un mare antrenor care a rămas în inimile ieșenilor, cum ei numeau regele Iașului, cu multă tristețe și îmi pare rău că preferam orice altceva să fac, să dedic această victorie la oricine, dar nu la un om care a plecat dintre noi și care a pus atâta suflet și a ajutat mulți jucători, a fost la multe echipe și a fost respectat și și-a făcut datoria cu vârf și îndesat. Era un om simpatic, tot timpul disponibil, tot timpul pus pe glume, dar și când trebuia să fie serios și să-și facă treaba, el și-a făcut-o. Te-a spun că e un moment trist astăzi, îi dedicăm această victorie pe lui Ionuț Popa. Un ochi râde pentru cele trei puncte, pentru Frăsinescu, care astăzi a făcut 400 de meciuri în Liga 1 și nu-i ușor, și îl felicit pentru toată activitatea, pentru felul cum se comportă, un adevărat exemplu pentru cei tineri și pentru cei mai cu experiență, un profesionist adevărat, îi doresc ca să mai joace cel puțin 100 de meciuri. Întrebări din partea colegilor, jurnaliști, a fost și mâna divină a lui Ionuț Popa puțin în această victorie? A fost, dar de-aia zic că nu vreau să... Adică a trebuit să moară Ionuț Popa ca să ne trezim. Dar nu numai asta, trebuie să fim realiști. Și, am fost deranjat de unele comentarii și unele articole, pentru că și în celelalte trei meciuri care noi le-am disputat în play-out, echipa s-a exprimat bine. N-am avut șansa pe care am avut-o astăzi ca la prima ocazie să înscriem, în alte meciuri am avut mai multe ocazii. Și poate am făcut un meci mai bun, vorbesc de repriza a doua de la Viitorul, de tot meciul cu Clinceniu, repriza a doua de la Voluntar. Nu uitați că au fost meciuri care s-au pierdut la limită, două goluri cu Viitorul din faze fixe, un autopas sau un demișut cu Clinceniu și cu Voluntari din penalti. Și de-aia eram, cum să zic, eram încrezător. În moment ce echipa joacă, sigur vor veni și rezultatele. Dar asta acum nu înseamnă, pentru că vedeți că timpul e foarte scurt. Jucăm cu Sibiu marți, Sibiu a avut o zi în plus. Noi acum avem 6 ore de drum. Trebuie să ne recuperăm cât mai, să ne refacem cât mai repede. Și ar fi păcat ca eforturile care le-am făcut astăzi și cele trei puncte care le-am luat să nu fie, eu știu, colorate cu victoria de marți. Cum i-ați motivat pe jucători înainte acestei partide? Am avut multe posibilități în săptămâna asta, legat și de ceea ce s-a întâmplat cu plecarea lui Ionuț Popa, plus evenimentul lui Frăsi, plus discuțiile care le-am avut și mulțumesc lui Ciprian că în toată perioada asta a fost alături de noi și mai ales în ultimile zile. I-am responsabilizat mai mult, le-am oferit și posibilitatea să câștige mai mult financiar și aici chiar nu m-am implicat și mulțumesc președintele, mulțumesc și domnului primar Chirica pentru că a făcut eforturi ca în această perioadă, eu știu, să ofere niște bani clubului ca să putem să achităm obligații față de jucători. Și suntem pe un drum bun. V-am zis că e foarte important ca marți
să câștigăm cele 3 puncte. Goluri marcate de jucători care nu scriu de obicei la Arconi, Kevin și Lucas. Da, pentru că e nevoie de timp. Și pandemia asta, nu, virusul ăsta care a venit, nu putea să mai stea și el puțin până, sau să nu apară deloc, ne-a creat probleme, pentru că noi am început greu, că era normal cu antrenor nou, cu jucători noi, până se acomodau unii cu ceilalți, până apăreau automatismele, până echipa devenea omogenă, pentru că eu de la meci la meci eram obligat să schimb ca să găsesc formula cea mai bună. Am reușit după 4 meciuri. Am avut și rezultate, eram în formă, entuziaști, cu moralul foarte bun, eliminasem Craiova, bătusem Dinamo, un meci egal la Sepsi. Și a apărut pauza asta, care practic am luat-o de la capăt. Și la perioada dinainte de inactivitate, a jucătorilor care au venit, s-au adăugat încă 2 luni, plus ce am făcut noi n-a fost pregătire profesionistă. Deci ne-am descurcat și noi, cum am putut. Alții au avut condiții, alții nu au avut condiții. Noi, din punctul ăsta de vedere, noi suntem corecți, noi am respectat toate regulile care au fost impuse. Și o întrebare legată de Dinamo. Au anunțat jurnaliștii în mass media că spaniolii au virat ultima tranșă de bani pentru cumpărarea clubului. Credeți că se va concretiza în sfârșit tranzacția? Nu știu ce să zic. Bine, mă interesează că banii de la primărie au ajuns la noi. Asta mă interesează pe mine, chiar sunt problemele lor. Eu am fost acolo, m-au avut în curte. Eu sunt sigur că dacă era mai inteligent patronul și mai diplomat, nu s-a ajungea să primească bani de la suportere și să facă împrumuturi de la niște spanioli care nu știu ce intenții au. Și pentru că nu vom mai avea o întâlnire cu mass media până la jocul cu Hermannstadt, vă rog în încheiere câteva cuvinte despre partida care urmează marți. Vă dați seama, și ei sunt într-o situație delicată, cu antrenor nou, au pierdut 2 meciuri, dar pe un fond de joc bun. Deci cei care comentează și critică nu au dreptate, nu poate să facă minuni un antrenor care vine într-o țară străină și să acomodeze și cu jucătorii și cu condițiile de acolo. Deci trebuie să fim foarte serioși și să tratăm meciul ăsta cu multă ambiție, cu multă agresivitate chiar, pentru că ar fi păcat că munca de aici înseamnă că a fost degeaba. Au jucători cu calități, dar noi v-am zis, în primul rând, acum trebuie să avem continuitate. Discuțiile care le-am avut cu jucătorii și am vorbit și cu doctorul, nu avem accidentat și asta e un lucru foarte bun. Deci în perioada asta am avut tot lotul la dispoziție și vom aborda meciul cu foarte multă seriozitate și cu încredere.